medic. Este stofan biorespirator. Metodele de incriminare sunt aplicate. Am avut un pacient de 76 de ani, găsit inconștient în casă. S-a dovedit a fi un stop cardiorespirator. Noi am aplicat manevrele de resuscitare, respectiv CVA, suportul vital avansat, ritmuri șocabile, neșocabile și tratamentul conform protocolului. Pregătesc linie. Noi, juriul care notăm corectitudinea executării pașilor. Există un protocol RC care trebuie respectat în cadrul resuscitării avansate. Ne interesează foarte mult legătura echipajului ambulanțier-asistent, că așa se lucrează și la caz și așa se ajung la rezultate mult mai bune. Vrem pe cineva să ne ajute la ventilații care se fac la 10-12. Sunt aparatele pe care noi ne desfășurăm și antrenamentele și evaluările în centrul nostru de formare. Este vorba de manechine performante care pot fi intubate, se poate prinde abord venos, pot fi șocate electric, se poate face liberare de căi pe ele, mă rog, mai multe manevre foarte asemănătoare cu cele din cazul real.